Am înaintat Procurorul General al României, Codruț Acoveși, o sesizare cu privire la activitatea de colectare a deșeurilor, colectare și gestionare a deșeurilor menajere și nu numai de pe raza municipiului Ploiești. Asta pentru că observ de mai bine de un an de zile această activitate a fost transformată de către actuala administrație într-o sursă pentru pușculița Partidului Democrat Liberal, într-o sursă de bani. Și deși au existat dezbateri, au existat articole în presa locală, au existat emisiuni pe această temă, primarul Andrei Volosevici nu a înțeles să lămurească situația cu privire la această relație contractuală între instituția pe care o conduce, între ghilimele, și domnul Prigoană, prin firma Rosal. De aceea cred că în baza sesizării trimise astăzi vom avea, sper eu, într-o perioadă rezonabilă, sincer sper că până la alegerile locale de anul viitor, o concretizare, un răspuns clar vis-a-vis de aspectele pe care eu le aduc la cunoștința Procurorului General. O să primiți câte o copie a plângerii făcute și trimise astăzi către doamna Codruț Acoveși. Sper, din punctul meu de vedere, sunt fapte, din punctul meu de vedere sunt fapte penale care sunt susținute prin hârtii. Dacă în acest moment există suspiciuni, există informații, există sau sunt date cu privire la acte nu tocmai legale înfăptuite de domnul Volosevici și de către administrația condusă de domnia sa, în acest caz al serviciului de gestionarea serviciului de salubritate, există documente care dovedesc că cu bună știință Rosalul a primit sume pe care nu le merita pentru servicii pe care nu le-a prestat. Bun, mi-este greu mie să fac o evaluare exactă a prejudiciului, tocmai de aceea sper ca Procurorul General, până gestionarea acestui caz, să stabilească prejudiciul exact. Din punctul meu de vedere, se ridică la ori miliardelor de lei vechi. De altfel, eu am adus aminte în această sesizare și de raportul întocmit de domnul consilier Ion Neparu. De fapt, acest raport constituie esența și baza acestei sesizări. Ceea ce mă surprinde este că în foarte multe cazuri, din ceea ce se întâmplă în administrația publică, locală și publică națională, atunci când e vorba de oameni din opoziție sau că nu sunt implicați oameni politici aflați la putere, parchetul general se autosesizează de cele mai multe ori. În acest caz, deși au fost dezbateri largi în presa locală, au existat conferințe de presă pe această temă, parchetul nu a dat semn că este interesat de acest aspect al cheltuirii banului public de către Primăria Ploiești și am considerat absolut obligatoriu și absolut necesar să fac acest demers, astfel încât parchetul să fie pus în situația de a cerceta o cauză care, repet, are în spate înscrisuri oficiale, vorba de facturi, de bonuri de comandă, de procese verbale de recepție, de un raport oficial întocmit în baza unei anchete la RASF. Deci există documente în spate care susțin această sesizare. Este în sarcina, din punctul meu de vedere, este în sarcina parchetului să stabilească dacă sunt constituite elementele constitutive ale unei infracțiuni și să stabilească în același timp și prejudiciul.